Găzduită de stadionul Nicolae Mărășescu din Craiova, cea de-a 75-a ediție a campionatelor balcanice de atletism pentru seniori a adus locul 2 pentru România în clasamentul pe națiuni cu 8 medalii de aur, 5 de argint și 6 de bronz. La startul competiției s-au regăsit și doi atleți mehedințeni, dar fiind încă juniori, n-au reușit să prindă podiumul balcanic de seniori. Astfel, în proba de 3000 de metri obstacole, Aurelia Ștefania Florescu, de 17 ani, a ratat finala, iar Adrian Marian Bondoc, de 20 de ani, nu s-a clasat nici el între primii 8 la 400 de metri. A fost aproape, în schimb, pe podium, cu ștafeta de 4x400 de metri, clasându-se pe locul al patrulea. Grecia a încheiat Balcaniada de la Craiova pe primul loc în ierarhia de medalii, iar pe ultima treaptă a podiumului a urcat Turcia. România a găzduit de-a lungul timpului 12 ediții ale campionatelor balcanice de atletism pentru seniori, cele mai multe la București, iar în ultimul deceniu la Pitești și Cluj-Napoca.